Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa 7. Astăzi vom vorbi despre rolul elementelor non-verbale în comunicare. După cum știți cu toții, comunicarea dintre oameni se realizează verbal, non-verbal și paraverbal. Din diagrama alăturată ne dăm seama ce importanță au elementele non-verbale și elementele paraverbale în comunicare. Despre elementele paraverbale am vorbit într-o altă lecție, iar azi ne vom ocupa, așa cum am spus, de componenta non-verbală. Ce înseamnă comunicarea non-verbală? Ea este o comunicare prin care trimitem și primim mesaje fără a utiliza cuvinte. Cum putem comunica astfel? Se poate prin poziția corpului, prin contactul vizual sau prin lipsa acestuia, prin gesturi sau prin mimica feței. Să luăm pe rând aceste elemente. Poziția corpului spune în comunicare multe lucruri de care unii oameni nu sunt conștienți. De exemplu, brațele încrucișate pot sugera neîncredere, nesiguranță, dar poate și o nevoie de protecție sau chiar plictiseală. Mâinile puse pe șolduri pot sugera agresivitate. Așa cum mâinile ascunse în buzunare pot sugera lipsă de sinceritate sau chiar lipsă de educație, căci nu e frumos să vorbim cu cineva ținându-ne mâinile în buzunare. Și poziția aplecată a umerilor, statul cocoșat în timpul unei discuții, arată lipsa de interes față de ceea ce spune o persoană. Iată de ce poziția corpului trebuie supravegheată în timp ce comunicăm cu ceilalți. Între două persoane care comunică se stabilește un contact vizual, adică un tip de comunicare non-verbală foarte important pentru menținerea conversației și pentru înțelegerea mesajului interlocutorului. Privirea celor cu care vorbim ne poate spune multe despre acea persoană. De exemplu, privirea în jos poate exprima timiditate sau lipsă de încredere. Dacă suntem atenți la ochii unui interlocutor, aceștia ne vor lămuri cu privire la multe lucruri, pentru că ochii arată gradul de interes în timpul comunicării. Mișcarea ochilor în sus poate însemna încercarea de a ne aminti ceva. Privirea într-o parte denotă lipsă de interes cu privire la discuție, dar și minciună sau nervozitate. Privirea în jos ne poate duce cu gândul și la lipsa de încredere. Și gesturile sunt importante în timpul comunicării. Mișcările mâinilor sau ale capului pot înlocui sau însoți cuvintele. Există și o serie de simboluri cu semnificații deja cunoscute de oameni. Totul este în regulă, foarte bine. Nu e bine, nu sunt de acord. Vedem aici și alte gesturi pentru aprobare, pentru victorie, dar și pentru dezaprobare, dublată de nervozitate. Mimica feței este, după cum cred că v-ați dat seama, foarte sugestivă în comunicare, pentru că expresiile faciale transmit emoții. Preocupare, de exemplu, prin frunte încruntată, mirare prin sprâncene ridicate și ochilari deschiși, satisfacție, încântare prin zâmbet, nesiguranță, ezitare prin buzele strânse, nervozitate prin mușcarea buzelor, supărare prin nări larg deschise și așa mai departe. Iată ilustrarea expresiilor faciale amintite. Uimire, încântare, nedumerire, bucurie, dezamăgire, tristețe. Să concluzionăm. Comunicarea non-verbală este extrem de importantă alături de comunicarea verbală și de comunicarea paraverbală. Fiecare detaliu contează dacă vrem să fim percepuți corect de interlocutori și dacă vrem să avem parte de o comunicare eficientă. Acum am și o provocare pentru voi. Este vorba despre un joc de rol cu următoarele situații de comunicare. Doi copii din clasa 7-a discută despre un proiect important. Marian îl invită pe Alin să facă parte din echipa lui. Marian este foarte convingător, îl vrea pe Alin în echipă, dar Alin nu este foarte încântat și va arăta acest lucru prin elemente verbale, dar și prin cel puțin două elemente non-verbale. Varianta a doua
Alin este foarte încântat să facă parte din echipa lui Marian și va arăta acest lucru prin elemente verbale, dar și prin cel puțin două elemente non-verbale. Ați ajuns la finalul lecției și vă felicit! Nu uitați, țineți cont și de elementele non-verbale pentru o comunicare eficientă. La revedere!